De astăzi, elevii sunt oficial în vacanță, dar la unele unități de învățământ din municipiul Deva continuă montarea centralelor termice. În recenta ședință extraordinară a Consiliului Local Deva, primarul Florin Oancea a anunțat că până la finalul anului în curs se vor rezolva problemele existente cu o singură excepție, cea de la liceul Teclaș Gabor, acolo unde lucrările de introducere a termoficării vor fi terminate în luna ianuarie 2022. Și școala generală numărul 3 din Dacia are apă caldă și căldură și liceul sportiv are apă caldă și căldură. În următoarele două săptămâni vor avea și alt unități de învățământ. Avem o întârziere, într-adevăr, la Teclaș Gabor. Probabil în luna iarnă le vom finaliza. Deci a fost un efort foarte mare din partea tuturor. Și a noastră ca executiv și a dumneavoastră ca și consilier local care ați aprobat bugetul și a unităților de învățământ. Deci o problemă de criză majoră cu care ne-am confruntat, suntem în faza finală pentru a rezolva definitiv problema apei calde și călduri în toate unitățile de învățământ din municipiul Deva. Problema livrării de apă caldă și căldură în municipiul Deva a debutat încă de anul trecut, de când termocentrala de la Mintia a început să aibă sincope în funcționare. Chestiunea termoficării s-a acutizat din 5 martie, când Mintia și-a întrerupt activitatea de furnizare a agentului termic, pentru ca mai apoi, pe 26 iulie, mai exact, producătorul de energie de lângă Deva s-a închis. Printre cele mai afectate de acest aspect au fost unitățile de învățământ care erau racordate la sistemul centralizat de termoficare, iar primăria le-a alocat sume pentru montarea de centrale termice. Procedura de achiziție și de montare a acestor centrale a avut durate de timp diferite, în funcție de specificul fiecărei școli, dar și de rapiditatea cu care s-au mișcat conducerile respectivelor unități de învățământ, cel mai bine la acest capitol stând Liceul de Arte Sigismund Toduță.